Incendiu la un vagon cu păcură în zona portului Bazinul Nou din Galați. Pompierii au fost sesizați într-un apel la 112 de izbucnirea focului. Imediat au fost direcționate 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare grea și echipajul smurt de la detașamentul de pompieri Galați. Incendiul a fost localizat și lichidat fără a se extinde la vagoanele cisternă sau la stația de producere ABUR. Nu a fost necesară evacuarea persoanelor din zonă și nici folosirea sistemului RoAlert pentru degajările de fum. În incendiu au ars scurgeri de păcură pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați într-un rezervor de plastic. Probabil o scânteie a prins acumularea de gaze din rezervorul de plastic.